Ce-a fost Bookfest 2010 din punct de vedere financiar? Confirmarea unor temeri și a unor previziuni în baremurile realității. Și ce s-a putut cel mai bine? Victoria Dragu Dimitriu, povești despre statui și fântâni din București, Miruna Lepuș, cartea ei despre Nae Ionescu, de asemenea, Culinariar, restaurante Cârciun Vorbe, o carte care confirmă așteptările pe care le aveam de la ea. Este Crâsnic, s-a vândut foarte bine. Este... Am încercat să facem tot ce trebuie pentru el. Și ce ați învățat nou de la experiența acestui? Că trebuie să te adaptezi. Și ce te adaptezi la ce? Reduci prețurile? Am redus acolo unde a fost posibil. Am prezentat cărțile publicului acolo unde a fost posibil pentru a-l face să înțeleagă însemnătatea unei cărți și pentru a-l face să conștientizeze necesitatea de a o avea. Da. Am navigat între reperele pragmatismului. Și ai ieșit cu plus? Da. Nu pot să mă plâng ca toată lumea, dar nici nu pot să mă bucur, pentru că nu este ca acum 2 ani. Autorii români, criza e bună, ne aduce cu picioarele pe pământ. Da, ne dă o lecție foarte violentă despre realitate. Autorii români s-au bunat mai bine decât l-am întrebat sau autorii străini? N-aș putea să vă fac o ierarhizare, pentru că la noi, în principiu, majoritatea o constituie autorii români. Facem mai puține traduceri și mai multe cărți ale autorilor noștri. Deci, în principiu, e mai bine. E mai bine, sigur că da, sigur. Supraviețuiesc cei puternici. Absolut. Da. Cine va trece de această criză va da dovada viabilității. Cine va trece? Vor trece mulți, pentru că să știți că la noi actul editorial a intrat în calitatea actului editorial internațional, european. Se lucrează frumos. În edituri se lucrează cum trebuie. La noi e deficitar difuzarea. Și cum se poate îmbunătăți acest proces? Printr-un plus de profesionalism din partea celor care își arogă să spun dreptul de a aborda această profesie. Spaniolii au rămățat ceva? Spaniolii sunt niște oameni mai civilizați decât noi. Cei care au fost acum aici? N-au învățat că există o comunitate de gândire, o comunitate de, chiar aș spune, etnică, există o comunitate de idei și n-au învățat că toată lumea este de egală valoare pe teritoriul Europei.